Ce părere aveți despre această delăsare sau cum să-i spunem? Ce vi s-a dat, că bănesc, ați sunat, ați cerut informații? Avem următoarea situație. Suntem la cel mai important obiectiv de investiții din județul Brăila și din sud-estul României, obiectiv de investiții realizat de PSD și blocat parțial de guvernarea PNL. La fel se întâmplă și în municipiul Brăila. Proiectele primăriei municipiului de finanțare, obiectivele de investiții au funcționat în guvernarea PSD, dar nu trebuie să uităm niciodată că la ultima rectificare de guvern, de buget, guvernul PNL a dat 0 lei municipiului Brăila. Pe 6 decembrie o să fie momentul în care o să ieșim din case, pentru că vor să ne închidă și acolo, și o să-i închidem pe cei de la PNL în lada de gunoi a istoriei.